Militarii din garnizoana Galați au asistat astăzi la un moment deosebit. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică sub ocrotirea Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum. Evenimentul a început cu intonarea imnului național, apoi participanții au asistat la așezarea pietrei de temelie a Bisericii Militare din cadrul Batalionului 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei din garnizoana Galați. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Slava lui Dumnezeu, celui slăvit în Sfânta Treime, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O mare bucurie duhovnicească, s-a așezat temelia unei noi capele militare, eveniment marcat și de ceremonii bisericești și militare, dar și de ocrotitorul ales pentru această nouă biserică, care este unul din martirii primelor secole de la Dunăre, Sfântul Emilian de la Durostorum. Ostașul de odinioară, creștin, mărturisitor pentru Hristos din armatele romane, cu siguranță va fi contribuit la desăvârșirea propovăduirii creștine a Sfântului Andrei și a celorlalți mucenici, iar astăzi este temelie a dreptei credințe pentru generația aceasta, a celor ce respectăm puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci așezată și la temelia bisericii, dar și pe turla bisericii. Să fie un locaș de închinăciune pentru militarii gălățeni, pentru ostașii cetății Sfântului Andrei și nădăjduim ca în timpul rânduit de Dumnezeu să putem spune misiune îndeplinită în construirea lăcașului de cult, un edificiu reprezentativ pentru armata gălățeană. Slujba a fost urmată de ceremonialul religios și militar de sfințire a drapelelor de luptă, precum și de preluarea tradițiilor de luptă ale regimentului 11 de dorobanți Siret. Se binecuvintează și se sfințește acest drapel militar într-o putere și întărire armatei noastre creștine și spre biruința asupra tuturor vrăjmașilor prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. O emoție deosebită astăzi pentru noi militari din garnizoana Galați. Am sărbătorit astăzi preluarea tradițiilor regimentului 11 Siret de către Batalionul 300 Infanterie. De asemenea, a fost sfințită piatra de temelie a Bisericii Militare pe care intenționăm să o construim aici în garnizoana Galați și nu în ultimul rând au fost sfințite cele două drapele de luptă ale Batalionului 204 Tancuri și 300 Infanterie. Batalionul 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei a preluat începând cu acest an, chiar cu data de 5 iunie, tradiție de luptă ale regimentului 11 de dorobanți Siret, unitate de mare tradiție din garnizoana Galați, care a scris cu adevărat file de istorie, atât în războiul de independență, cât și în primul război balcanic, în primul război mondial, în al doilea război mondial, aducând un tribut de jertfă de neprețuit și pentru care noi, trebuie, militarii mai ales, trebuie să le acordăm onorul, respectul și, bineînțeles, probabil că și în proiectul nostru, viitoarea capelă, să avem locul în care îi vom pomeni personalizat de-a pururea. Au urmat câteva locuțiuni și oferirea plachetelor și diplomelor de excelență. La final au fost trase 3 salve de pușcă. Participanții au vizitat și o expoziție ce cuprinde drapelele de luptă din războiul de independență din 1877 și din cele două războaie mondiale, arme și echipament militar.